Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași. Bine v-am regăsit la Pastila de Whisky, seria de filmări în care vă prezint noutățile din lumea whisky-ului. Dacă filmările noastre vi se par interesante, vă invit să apăsați pe like și pe subscribe pentru a fi la curent cu postările viitoare. Pentru luna septembrie sunt 5 evenimente care mi-au atras atenția. Primul dintre ele, fără îndoială cel mai important, este organizarea la Paris, între 28 și 30 septembrie, a târgului Whisky Live, cea mai mare manifestare de profil din lume. Anul acesta a fost o ediție aniversară, a 20-a, și s-a organizat, ca de ceva timp, în marea sală Grand Hall de la Villette, în arrondissementul 19 al Parisului, vă spuneam. Anul acesta au fost 250 de expozanți și în premieră, pe lângă whisky, au participat și firme de profil, distilerii de rom, sake, gin și tequila. Și de asemenea a fost și o zonă specială dedicată cocktailurilor, bazate pe băuturi destilate. Pe zona de whisky au fost circa 150 de expozanți, distilerii, mărci, dar și îmbuteliatori independenți. Zona de whisky a grupat firmele în relativ geografic. Au fost 4 țări care au avut zone specializate. Este vorba de Scoția, Franța, Statele Unite și Irlanda. Restul au fost grupați geografic, vă spuneam, pe zone Europa și Asia-Oceania. Publicul larg a avut acces 2 zile, 28 și 29 septembrie. Cea de-a treia a fost pentru profesioniști. Am avut bucuria, plăcerea să fiu prezent la această manifestare și am să prezint o filmare separată, o postare separată cu filme și fotografii realizate la Whisky Live. Și s-a nimerit, fiind o ediție aniversară, o vârstă frumoasă, vă spuneam 20, toate evenimentele pe care le prezint la această pastilă sunt legate de vârste, de aniversări. A doua știre, domnul Jimmy Russell sărbătorește 70 de ani de activitate la marca Wild Turkey. El a început într-o poziție tehnică în 1954, când avea 18 ani. Lucrul la distilerie nu era inițial în planurile sale. El a absolvit liceul în Lawrenceburg, a plecat la facultate în Georgetown, Kentucky, pentru a juca basket. A întâlnit-o pe Loretta, care i-a devenit soție și care lucra la Wild Turkey și care l-a determinat să aplice pentru un loc de muncă acolo. El a fost luat sub umbrela, sub tutela master distillerului Bill Hughes și a parcurs aproape toate pozițiile ierarhice până a ajunge master distiller în 1967. A fost responsabil din această poziție de lansarea a două etichete, Wild Turkey 101 și eticheta Rare Breed în 1991. Deși oficial el este retras, este pensionat, vine la destilerie circa 5-6 zile în fiecare săptămână. Și merită menționat că familia Russell este la a treia generație, după Jimmy a urmat fiul său Eddie și nepotul Bruce, care este actualul master blender la Wild Turkey. În onoarea domnului Jimmy Russell, Wild Turkey a lansat o ediție aniversală îmbuteliată la 101 proof. Cea de-a treia știre vine de la destileria Glenlivet, fundată în 1824, astfel încât în acest an își sărbătorește cea de-a 200-a aniversare și cu această ocazie a lansat cea mai veche expresie a sa, cea mai în vârstă, whisky de 55 de ani, numit Eternal Collection, îmbuteliat la 42,2% concentrație alcoolică, a fost maturat circa un sfert, mai bine de un sfert din vârsta destileriei. Whisky-ul a fost creat de responsabilul de butoaie Kevin Barnforth și master blenderul Sandy Hislop, care au început inițial să selecteze un lot limitat de butoaie ultra învechite, în butoaie atât ex-bourbon, dar și ex-sherry. Apoi, pentru o finisare suplimentară, a fost selectat în colaborare cu Bodega din Spania, cu care colaborează, a fost selectat un amestec de sherry, constând din Sherry Oloroso, Pedro Jimenez și Palo Cortado, cu care a fost asezonat un butoi de tip Butt,
aproximativ de 500 de litri, și apoi, în acest butoi asezonat, a fost turnat whisky-ul și lăsat să se finiseze mai bine de 2 ani. Și prezentarea grafică este de excepție, într-o sculptură realizată din hesonit, cu placare cu aur roz, operă realizată de Michael Hansmeier. S-au produs doar 100 de sticle din acest single malt, care sunt disponibile pentru vânzare la un preț de circa 55.000 de dolari. Cea patra știre, pentru că tot vorbim de whisky-uri cu vârstă remarcabilă, a fost lansat cel mai în vârstă whisky de până acum, este vorba de un Macallan de 84 de ani. Colecția Time Space include un whisky îmbuteliat la 84 de ani, vă spuneam, distilat în 1940, plus un whisky distilat în anul 2018 la noua distilerie Macallan, îmbuteliat la vârsta de 5 ani, aceste două într-un vas realizat la comandă, și un whisky separat, un whisky fără indicație de vârstă, numit Space Mastery. Aceasta din urmă este realizat prin amestecarea whisky-urilor maturate în 14 tipuri de butoaie, printre care butoaie de stejar european, stejar american, asezonate cu sherry, butoaie de stejar american ex-bourbon, cât și butoaie refill. Persoana responsabilă de realizarea whisky-ului este Ewan Kennedy, care a îmbuteliat whisky într-un vas circular la 43,6%, preț recomandat la vânzare 1400 de dolari, nu a fost dezvăluit numărul de sticle. Și piesa principală a acestei ediții, vă spuneam Time Space, whisky-ul a fost realizat din două butoaie, umplute la 1 ianuarie 1940, cu distilat Macallan, făcut din malț afumat. Nespecific astăzi pentru Macallan, dar ceva comun la acea vreme. Persoana responsabilă este Kirsten Campbell, care a selectat personal aceste două butoaie, un butoi de tip Butt, de stejar american la prima umplere, ex-sherry, și un al doilea butoi, tot de tip Butt, de stejar european. Whisky-ul, 84 de ani, îmbuteliat la 43,4%, umple partea exterioară a acestui vas realizat la comandă, iar camera interioară este acel whisky de 5 ani din anul în care a fost deschisă noua distilerie Macallan, îmbuteliat la 54,9%. Prețul setului recomandat este de circa 190.000 de dolari și au fost produse doar 200 de seturi, disponibile la vânzare pe site-ul companiei. Și tot un whisky la o vârstă remarcabilă, distileria Glenallachie a lansat cel mai vechi single malt al său de până acum, 35 de ani. Realizat de maestrul Billy Walker, care a selecționat personal butoaiele care au fost distilate în vara anului 1989 și învechite într-o combinație de 3 butoaie Pedro Jimenez, un butoi Sherry Oloroso și 2 butoaie de stejar virgin. Whisky-ul este prezentat într-o cutie de stejar și este însoțit de o broșură cu notițe scrise de mână despre Billy Walker, despre selecția butoaielui și povestea din spatele acestei ediții. Whisky-ul a fost îmbuteliat la 48% concentrație alcoolică, nu este colorat artificial și nu este filtrat la rece. Prețul recomandat la vânzare este de 1479 lire sterline și va fi disponibil prin magazinele specializate, atât online cât și fizice. Sperăm că v-au plăcut noutățile lunii septembrie. Până luna viitoare, Ovidiu de la Club Whisky Iași, Slainte.